Bună ziua! Azi vă invit să realizăm împreună mâneri pentru gentuță, cordon la rochie, brățărică. Se poate folosi în diverse scopuri. Am folosit o croștă de 2,0 mm, o forfecuță, aceste obiecte metalice pentru a fixa cureluța, dar și firul Melissa BB pentru început. Să începem. Un nod magic. 1, 2, 3 oi de lanț. Dau firul după croșetă. Și mă prind la primul oi de lanț. Stați că mi s-a agățat firul. Odată, din nou firul pe croșetă, de două ori în același loc. Din nou firul pe croșetă, de trei ori în același loc. Din nou firul pe croșetă, de 4 ori în același loc. Din nou firul pe croșetă, de 5 ori mă prind în același loc. Din nou firul pe croșetă, de 6 ori mă prind în același loc. Trag prin toate 6. Finalizez, fac 1, 2, 3 oi de lanț, dau firul după croșetă, răsucesc lucrul și aici unde am început, practic, unde am făcut ochiul de lanț. Mă prind odată. Din nou firul pe croșetă de 2 ori, din nou firul pe croșetă de 3 ori, din nou firul pe croșetă de 4 ori, din nou firul pe croșetă de 5 ori, din nou firul pe croșetă de 6 ori. Din nou trag prin toate 6, finalizez 1, 2, 3 de lanț, răsucesc lucrul. Dau firul pe croșetă și unde am cei 3 oi de lanț aici, mă prind o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, de 6 ori. Trag prin toate, finalizez, fac 1, 2, 3 oi de lanț, răsucesc lucrul. Este foarte ușor, doar când prindeți firul. După va merge, pentru că numai așa vom face. Dau firul după croșetă și din nou aici, unde am cei 3 oi de lanț, mă prind. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Deci când dau firul după croșetă, pun degetul și automat se fixează, nu mai pleacă firul. De 3, de 4, de 5 ori, de 6 ori. Din nou, trag prin toate 6, finalizez, 1, 2, 3 de lanț, răsucesc lucrul, dau firul pe căștă și iarăși aici unde am cele 3 ochiuri de la rândul anterior, să zic, mă prind la fel. O dată, pun degetul. De 2 ori, iar de 3 ori,
de 4 ori, de 5 ori, de 6 ori. Trag prin toate 6, finalizez, 1, 2, 3 de lanț, din nou răsucesc, dau firul după croșetă, la fel, și mă prind tot aici, mi-am 5 triunghiuri de lanț. Și repet, o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, de 6 ori. Trag prin cele 6, finalizez, 1, 2, să mi se mai agață și mie firul. Deci 1, 2, 3 de lanț. Și iarăși răsucesc, dau după croșetă și mă prind pe cei 3 de lanț aici. Tot timpul ce văd cele 3 de lanț, vedeți că rămân pe o parte și pe cealaltă. Deci așa vom continua cu acest model și facem mărimea dorită. Pentru ce doriți dumneavoastră să folosiți acest cordon. Deci haideți să continuăm. Hai continuăm puțin și după ne întoarcem cu marginea. Finalizez, fac un noi de lanț. Aici voi tăia firul. Nu, de asta, dar pentru dumneavoastră a fost de ajut că să prindeți modelul. Eu am vrut doar să vă arăt modelul. Fiecare își face mărimea dorită și depinde unde îl folosiți acest model. Acestea le ascunde și dumneavoastră pe spate ale lucrului. La fel și aici, bineînțeles. Fiind de aceeași culoare, nu se văd. Deci de aici am început. Iar acum bătaia pe margine vom face cu aceeași culoare, același fir. Aici unde am încheiat. Cele 6, de 6 ori după croșetă, mă prind cu piciorul scurt. Fac un ui de lanț și din nou piciorul scurt. Deci m-am prins cu un ui de lanț și după am făcut un piciorul scurt. Acum, între grupuri, aici, fac 3 piciorușe dublu scurte. Deci dau firul pe croșetă și fac 1, 2, 3. Din nou mă prind aici cu piciorul scurt, dau firul după croșetă și iarăși aici, practic unde am cele 3 ochiuri de la rândul anterior. Fac picioruș dublu scurt, picioruș dublu scurt, picioruș dublu scurt, din nou mă prind aici cu picioruș scurt, iau firul pe croșetă, mă prind aici cu un picioruș dublu scurt, două piciorușe dublu scurte, trei piciorușe dublu scurte, picioruș scurt, din nou firul pe croșetă, iar aici trei piciorușe dublu scurte, 1, 2, 3. Pe capăt, tot aici mă prind. M-am prins și până acum. Cu piciorul scurt,
ca și aici. Aici. 1, 2, 3 oi de lanț. Voi prinde aici. Deci, acum eu firul pe croșetă și mă voi prinde aici. Dacă observați, este aceeași parte. Aici m-am prins și pe partea opusă, aici mă prind și acum. Tot în același loc. Aici mă prind cu picioruș dublu scurt. Din nou, picioruș dublu scurt. Din nou, picioruș dublu scurt. Deci cele trei piciorușe dublu scurte în același loc. Acum. Aici ne-am finalizat cele 6 de 6 pe croșetă, fac un picioruș scurt. Din nou firul pe croșetă și aici 6 6. 3 piciorușe dublu scurte. 1 2 3. Aici mă prind cu piciorul scurt. Din nou firul pe croșetă. Aici mă prind cu piciorul dublu scurt. Piciorul dublu scurt. Piciorul dublu scurt. Aici piciorul scurt, din nou firul pe croșetă. La următorul ne prindem cu piciorul dublu scurt, piciorul dublu scurt, piciorul dublu scurt. Este un model foarte frumos, foarte ușor de realizat. Avem 1, 2, 3. Acum mă prind aici. Cu piciorul scurt, vedeți, la fel ca și aici. Fac. Aici. Trei piciorușe dublu scurte. 1, 2, 3, 1, 2, 3 oi de lanț, iar acum mă prind de unde am pornit, cu punct alunecat, tai firul, introduc croșeta aici, la primul ochi, îl scot și pe acesta în spate. Deci nu se cunoaște unde am încheiat. Iar pe acesta îl voi ascunde pe dosul lucrului. Tăiem și acest capăt de fir. Și acesta este modelul la fel ca acesta. Și să vă arăt și cum veți pune cu asta la mânerul pe care îl veți folosi. Ia uitați, aici vine prins de genduță, îl te scoate când doriți. Aici vine prins mânerul. Și
Și asta este modelul nostru de astăzi. Foarte ușor. Folosim diferite scopuri. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă aștept în continuare alături de mine. Vă urez multă sănătate, spor în toate. La revedere!